Bine v-am găsit, dragii mei! Sunt Nicoleta Gâdea, iar astăzi vom vorbi despre alegerile pe care le facem în alimentație. Știm cu toții că este foarte important să avem o alimentație echilibrată dacă ne dorim să fim sănătoși tot timpul. Oare cât este de greu să mănânc sănătos? De fapt, să știi că există câteva alegeri simple pe care le-ai putea face cu ușurință chiar acum și care ar putea să facă diferența pe viitor în ceea ce privește sănătatea ta. Iată 5 dintre ele: grăsimile, fibrele sănătoase, sarea, gustările și băuturile. Grăsimile. Folosește grăsimi bune, cum ar fi uleiul de măsline. Nu se va observa diferența de gust, iar grăsimile sănătoase pe care le conține acest aliment sunt mai bune pentru organismul tău. Știai că printre beneficiile consumului de ulei de măsline se numără scăderea în greutate, îmbunătățirea funcțiilor creierului și menținerea unui aspect tânăr al pielii? O altă metodă de a consuma grăsimi sănătoase este gătirea alimentelor pe grătar decât prăjindu-le. De exemplu, puiul frit sau legumele pe grătar. Fibrele sănătoase. Înlocuiește alimentele preparate din făină albă cu cele care au în compoziție cereale integrale, cum ar fi pâinea integrală de grâu, tortilia de grâu și orez brun, care au cele mai bune fibre. Tu știi care este diferența dintre făina albă și făina integrală? Făina integrală are în compoziție toate elementele bobului de grâu, miezul, învelișul de amidon și învelișul exterior. Știai că făina integrală conține de până la 7 ori mai multe fibre decât făina albă? Fibrele oferă rapid senzația de sațietate. Sarea, numită și sodiu, sarea este prezentă în aproape toate alimentele din dieta noastră, cu precădere în alimentele ambalate. Citește întotdeauna eticheta produsului și caută să alegi alimentul care are un conținut scăzut de sare, de preferat sub 140 de mg pe porție. Un mic truc pentru a reduce consumul de sare este să îți aromatizezi mâncarea cu plante gustoase, cum ar fi pătrunjel, coriandru, cimbru, piper sau suc de lămâie. Gustările. Ce părere ai de o gustare fără sare sau zahăr? Aceste bunătăți care înlocuiesc gustările ambalate cu cele de casă au un gust poate chiar mai bun. Așadar, dacă vrei ceva crocant, fă acasă floricele de porumb folosind o lingură de ulei de măsline. Acestea sunt mai sănătoase decât chipsurile cumpărate din magazin. De asemenea, poți ruga un adult să îți taie fructe și legume proaspete pentru a avea ceva gustos de ronțăit acasă sau pentru pauza de la școală. Băuturile. Ai grijă la ce lichide consumă familia ta pentru a nu fi păcălit. Știai că băuturile răcoritoare, băuturile sportive sau chiar sucul de fructe proaspăt conțin o cantitate foarte mare de zahăr? Pentru a evita surplusul de zahăr, este recomandat să consumați numai apă. Știi că îți poți face propria băutură adăugând în paharul cu apă proaspătă un strop de suc de fructe sau puțin ceai? Și laptele simplu este o alternativă sănătoasă la sucuri. Făcând aceste mici alegeri sănătoase în dieta ta, vei avea beneficii mari pentru buna funcționare a organismului. Propune familiei tale
să întocmiți o listă cu alimentele mai puțin sănătoase pe care aveți obiceiul să le consumați și înlocuiți-le cu alternativa lor bună. Nu uita că sănătatea ta și a familiei tale este de neprețuit. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Până data viitoare, alege să mănânci sănătos!